sus, născale-n foc și să vină multă noapte. Trosnească lemne în foc, sub un biet ibric cu lapte, să miroase a busuioc, să miroase, să miroase a mere coapte. Și să ningă ninț enorm până la streașină și peste, și pe un scaun să adorm, de un drog și de o poveste, poveste, poveste. Ghiță, la ora asta nu se cântă și Madonna n-ar cânta în condițiile astea. Da, probabil. Adevărul este că sună foarte bine. Sorina e o perfecționistă și de aceea nouă cu siguranță și ne fără place. Dina. Fără și fără Dina, mai ales. Da, bun. Dina, te rog, da, caută-mă. Nu a reușit. Și răspunde la telefon. Asta e situația. Ultima parte a emisiunii noastre, Sorina Bloj. În fiecare parte ne-am gândit la câte ceva. Ea are foarte mult, foarte multe activități, muncește în multe locuri. Bun, ok. Haideți să vorbim despre bibliotecă, pentru că... Pentru că suntem vecini. Suntem vecini aici, toată ziua dăm unul de celălalt și... Văd că e multă activitate și aici. Chiar dacă pare, mă, biblioteca e ceva, când mă duc, am luat o carte și nu e chiar așa. Îți mulțumesc pentru acest compliment în numele colegelor mele de la bibliotecă. Pentru că observați da. Ce da. Mușuroi este și aici, cât muncim și nu mai departe de săptămâna aceasta, în data de 21 martie, adică alaltăieri, a fost Ziua Internațională a Poeziei și noi, Biblioteca Municipală Petru Maior, am marcat acest eveniment organizând un salon de carte mureșeană la Casa de Cultura Tineretului, în foaier, pentru că nu prea avem spații aici. Am organizat un salon de carte și au fost invitate două edituri mureșene, Nico și Cezara Codruța. De la orele 12 și până la orele 15, elevi din gimnaziile și liceele reghinene au inundat foaierul Casei de Cultură, au primit informații despre ce este o editură, ce se întâmplă la o editură. Dar a mai fost ceva, mă scuz. Și eu m-am lovit de atâția copii pe aici, pe holuri de... A fost și la bibliotecă. Exact, asta am vrut să... Deci pentru secția maghiară am adus editura Mentor din Târgu Mureș. Ei și-au etalat cărțile în sala de lectură, tot așa de la 12 la 15 și au putut să afle multe lucruri interesante și pe care ei nu le știau. La o editură se editează cartea, la o librărie se vinde cartea, în bibliotecă se păstrează cartea. Așa, iar de la orele 17, în paralel, la bibliotecă, în sala de lectură pentru utilizatorii noștri cititori de limbă maghiară, iar în foaierul Casei de Cultura Tineretului pentru cititorii în limba română, întâlniri pentru adulți,
cu aceleași edituri, cu lucrările lor, și biblioteca a achiziționat carte, pentru că noi suntem în subordinea Consiliului Local a Primăriei Reghin și le mulțumesc pe această cale că ne-au dat și anul acesta fonduri destul de serioase pentru achiziție cărți. De fapt, nu pentru noi, ci pentru reghinenii care, după cum ai observat și tu, ne vizitează. Aici sunt martori și oricând pot să susțin ceea ce spune. Ești înscrisă Sorina. Biblioteca? Da. Aici este o problemă. Aici chiar când bine, după emisiune îți dau o fișă de înscriere. Eu doar vreau să îți dezvălui doar un mic secret. Până la o anumită vârstă, cum să spun, eram unul dintre aceia care consuma fișele. Deci așa mult citeam, consumam. Deci făcea o fișă pe vremea aceea și îți scria cărțile pe care le luai. Ori eu, încă una, doamnele care erau la acea oră, nu se poate să citești chiar așa. Ba da, chiar așa era. Vremurile s-au schimbat, asta e situația. Dar cu siguranță bine. Oferta rămâne valabilă și... bine. Da, acum, dacă tot vorbim de bibliotecă și ea nu mai voia chestia asta, o să mai rog încă o poezie și haideți să vedem. Să-l prezint, te rog frumos, da? Neliniștea Ciutei. Așa, uite, Dani vă arată bun, ok, și te rog frumos. Mulțumesc, îmi face plăcere. Da. Și veți vedea și de ce. Și auzi mai ales de ce. La fel ca Lot, nimic nu mă mai stâmpără ca Domnul. Nici brațul mamei nu-l mai simt pe obraz. Nu se mai bucură de mine nimic. Azi niciun drum nu-mi zice, uite-mi călătorul. Și pentru niciun gest nu mai găsesc răgaz. Doar în grădina ta, la umbra milei, Doamne, aș mai dori să stau să-mi amintesc ce sfat mi-ai dat când am venit pe lume și eu cu ce nimicuri mă trudesc. Mi-ai dat de toate, Doamne, toată lumea să mă împlinesc. În mine ai lăsat lumina să-ți pot stăpâni lucrarea și verde iarba în ochi cu rouă mi-ai udat. Iată de ce n-am ce-ți mai cere, că prea mi-ai dat încă înainte tot. Genunchiul cade singur, în tăcere, când plec spre tine, privirea înapoi nu mai întorc, la fel ca Lot. Mulțumesc, Sorina. Uite, pe mine m-a impresionat așa, dar nu eu sunt important aici, telespectatori, dar sunt în asentimentul lor, cu siguranță. Vom mai avea timp să mai interpreteze o piesă. Deci atât de repede a trecut... Inclusiv din regie mi se spune că a trecut fantastic de repede, bun. Dar, pentru cele aproximativ 5 minute cât mai putem noi povesti. Da. Știu, am despre muzica corală, bibliotecă, am vorbit despre... Dar despre muzică, efectiv, ce părere ai tu de ce se întâmplă acum în Reghin, din punct de vedere muzical, așa? Tu, ce cunoștințe ai, fiind implicată în fenomen așa? Cum ți se pare? Dragii mei, pot fi mândră că sunt reghineancă și că m-am născut în orașul instrumentelor muzicale, în orașul viorilor, cum mi se spune Reghinului, că avem o școală de muzică unde se pregătesc niște elevi talentați, deosebiți, unde avem niște profesori speciali. La Casa Municipală de Cultură știm cu toții că avem o orchestră deosebită și soliști. Avem mulți cântăreți de talie națională. Nu vreau să-i amintesc, că mi-e teamă să nu... Să nu uiți pe cineva. Da. Apoi aveți voi multe emisiuni în care promovați tinerele valori, așa că pot fi mândră, dragi reghineni, că aparțin familiei dumneavoastră. Și din muzicale. Da, muzicale, corect. Și dacă Sorina mi-a ridicat puțin, să zicem, mingea la fileu, aș vrea să rog reghinenii, nu contează vârsta, cine, eu știu, crede că are talent muzical? Poate are? Nu știm. Dacă dânsii cred că au, e ok. Eu sunt deschis, Bazaren este o emisiune în care puteți veni, puteți să cântați, dacă aveți ceva producții, poate ne putem ajuta unii pe ceilalți, noi să vă invităm aici, dumneavoastră, să vă promovați. Deci, pur și simplu, e o chestie care, la urma urmei, Sorina e exemplu cel mai viu.
se poate face muzică de calitate. La orice vârstă. La orice vârstă, că ea mă nebunea că la vârsta asta o femeie trebuie să fie acasă. Că mi se pare că sunt penibilă, dar de dragul acestui studio de televiziune risc. E, da, riscă. Nu riscă nimic. Riscă doar să vă arate încă o dată ce înseamnă un folchist adevărat și un om adevărat, pentru că ați observat câte face Sorina. Eu îți doresc baftă mai departe, pentru că nu găsesc alt cuvânt decât baftă. Mulțumesc. Și familiei tale, în numele reginelor, îi mulțumesc pentru faptul că te înțelege și te ajută și poți să faci ceea ce faci. Dumneavoastră, sper că v-a făcut plăcere să ne urmăriți, să urmăriți pe ea, să auziți ce face doamna Sorina Bloj 24 de ore din 24 și pe final ne-a mai pregătit o piesă. Mulțumesc, Sorina, pentru faptul că ai acceptat invitația. Cu plăcere. Și un weekend plăcut alături de familia ta. Mulțumesc. Iar dumneavoastră, până la o nouă întâlnire, numai bine. Mi-am închis păpușa în casă, la întâlnire să mă duc. Era vremea când iubitul purta pantalonul scurt. Prima iubire nu-i un păcat, după prima iubire alta urmat. Ca să par o domnișoară, părul mi l-am despletit de-un coleg de-al meu de școală, tare m-am îndrăgostit. Prima iubire nu-i un păcat, după prima iubire alta urmat. Dar de când te știu pe tine, sunt femeie, ești bărbat, cu mirare și cu vină, ce iubire am aflat. Prima iubire nu-i un păcat, după prima iubire alta urma. Ai venit ca primăvara și în suflet vrei să treci, pentru câte vieți de acum ai venit și nu mai pleci. Prima iubire nu-i un păcat, după prima iubire alta urma. Dar dintre toate iubirile flori, numai tu încă mă înfiori. Această emisiune v-a fost oferită de către Societatea Comercială Viscons SRL.